Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Credeți că Republica Fantastică România ar trebui acordate circumstanțe atenuante pentru șpăguța luată în mâncărică și nu în bănuți? Adică în ingrediente, în... Depinde de caz. Cărniță, de la caz la caz. Ce avem? Avem... După gust. Acum depinde, după gust. Da, doi medici și doi rezistenți la... Rezidenți. De fapt, doi medici serioși și doi medici care voiau să devină specialiști la stomatologie la Galați au primit pedepse cu suspendare pentru luare de mită, dare de mită și trafic de influență, tranzacția clasică. Cei doi medici erau și membri în comisia de examinare pentru examenul de medic specialist la parodontologie. Și practic au vândut subiectele unora dintre candidați. Asta se face, ai un examen de dat, am niște subiecte de luat. Ce zici, facem, ne-am văzut, ne-am plăcut, ce rămâne de făcut. Cazul are însă două etape. Cea inițială, în care a fost vorba de bani. Deci tranzacția s-a întâmplat în doi pași. Mai întâi pe bani și partea a doua. După promovarea examenului, când s-au livrat iepuri, fazan, salam și țuică. Iepuri, deci a fost mai întâi șpagă și apoi ciubuc. Da. Uite, corect, așa e. Deci asta face și deliciul poveștii. Dacă îmi permiteți calamburul. Chiar dacă la final rămâi cu un gust amar. Ai văzut ce am făcut aici? Da, da, da. E amar fazanul sau de la iepure? Deci, așa. În toamna lui 2021 s-a întâmplat asta. Șefa comisiei, doamna doctor Cerasela Șincar, împreună cu secretarul comisiei de examinare, doamna Gina Păunița Grecu, au cerut câte 2000 de euro de la mai mulți rezidenți care voiau să devină medici specialiști în disciplina parodontologie. Doi dintre studenți, cel puțin doi dintre studenți au acceptat tranzacția, au descoperit procurorii și au plătit bănuții, examenul a mers ca uns și s-a trecut la partea a doua, pachetelul de mulțumire, adică citez din dosar. Un pachet conținând produse alimentare, 3 iepuri de câmp, 6 fazani, 3 bucăți de salam muscat și 4 litri de țuică. Credeți că doamna Păunița, secretarul comisiei, s-a bucurat că a primit fazan acasă? Doi, nu înțeleg cum au împărțit iepurii. Sunt 3 iepuri la 2 măgari. La 2, doamne, doctor, cum au împărțit 3 iepuri? De fapt, un doctor și un păun. O păuniță. Cum au împărțit 3 iepuri? Și salam muscat? Salam muscat frumos de la cum? Și la anchetă întrebarea. De ce ai luat șpagă, salam? Și de foame și de gust. Răspuns. Când a luat iepurașii, sălămiorul și țuiculița, doamna Cerasela, șefa comisiei, s-a arătat iritată cumva, așa rezultă, de lipsa de înțelegere a celorlalți candidați la examen, care n-au înțeles să dea și ei ceva. Deci, ea avea oferta, avea vânzarea și a imaginat că piața este vastă. Serioasă, vastă. Când colo, uite, că nu s-au găsit decât 2-3 faliți care să dea banii ăștia și uite ce zice. Citesc din nou din dosar. Inculpata și a exprimat dezamăgirea de a nu fi fost în măsură din cauza pasivității candidaților necotizanți de a fi îndestulat în mod corespunzător pe membrii comisiei. Fomică mare. Deci, dânsa voia, dacă tot era de împărțit, să împartă la mai mulți membri. Frumos. Nu păstreze doar pe dânsa 2 iepuri sau un iepure jumate. Haideți, măi, să facem un mic protocol pentru oamenii ăștia din comisie. Asta nu venea cuvântul, protocol. O țineți protocol. Minte pe asta? Da. Nu mai țineți minte? Ba da, ba da, ba da, exact ba da, ba da, ba facem, da. Facem un protocol pentru bacalaureat. Aoleu, da. Trebuie să punem fiecare câte 100 de lei să și veneau alți. Dar cum să dăm 100 de lei? Ne batem joc de oameni. Ia, să 200. Punem 200. Exact. Și cum starea cu cadou pentru ala clasic, cu cadou pentru învățătoare. Dom'le, să strângem câte 20 de lei să-i luăm ceva. Și vine o mămică îi zice, dar ne batem joc de femeia asta care are grijă de copii. Hai să punem câte 100 de lei măcar. Dar nu ce zic 100, 200. Să luăm ceva memorabil. Odată. De aici sunt discuțiile. Da. Și mă rog, e cu dus într-o poveste asta, că într-adevăr, femeia aia se ocupă de copii. Intrăm în alte alea. Măi, dar ce ori fi făcut doamna Cerasela și doamna Păunița când au primit acasă iepurii de câmp? Că ea, săracii iepurii, adică trebuie, ei sunt împușcați, dar după aia trebuie jupuiți, preparați. Doar nu le-a dat mizerie mare. Nu cred că i-a dat gata împușcați, cred că i-a dat gata pregătiți. Nu cred, nu i-a dat scrie iepuri de câmp, nu i-a dat pachete cu iepure congelat. Ia da, mă, hai mă, ce i-a dat, mă? Iepure de câmp congelat. Dar dacă vine cu iepurele, iepure, cu blană, cu tot. Iepurele mort? Șoșoi. Șoșoi, da, și ce crezi că era în procurare? Adică dosar nu era... Nu era a primit iepure tip șoșoi. Întreg, pentru că nu scrie șoșoi. Eu zic că asta, 3 iepuri de câmp. Frumos. Eu cred că e ca în amintiri din epoca de aur. Mai țineți minte cazul cu porcul adus viu? Nu. N-ați văzut filmul? Ba da. Un caz real. Pe vremea lui Ceaușescu, nebunie și cu mâncarea și un milițian obține un porc.
de la țară. Și îi aduce, cine îi aduce de la țară, îi aduce porcul viu, în viu. Sensul de înviu, adică viu-viu. Da. Și îl bagă în bucătărie și cum să îl sacrifice, îl dau cu gaz de la butelie. Da, 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 da. Și după aceea se duc să-l pârlească. Și când îl pârlesc, porcul care era plin de gaz explodează. Deci așa și cu șoșu. Cum or fi jupuit? Înțelegi? Păi de acum, emisiunea de astăzi a început cu popândăi. Da. Care au fost prinși și am ajuns la iepuri de câmp. Ce fazan. Of, Doamne, Doamne. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.